Au participat deja, au fost vizitați de circa 15 cetățeni care ne-au adresat diverse întrebări, au fost familiarizați cu competențele poliției, cu intervenția, cu soluționarea cazurilor de conflicte. Trebuie să fie o conlucrare permanentă, strânsă, reciprocă cu cetățenii, cu administrația publică locală, prestarea unor servicii de calitate, reacționarea promptă la toate apelurile, ar genera o situație în care comunitatea va avea o mai mare încredere față de poliție. S-ar fi de dorit, da, mai mult conlucrare din partea cetățenilor, administrații publice locale, cu polițiștii, deoarece suntem în văzul tuturor și în unele momente este foarte greu. Comunic, pe mine mă cheamă Kiril Panța, sunt șef adjunct al Inspectoratului de Poliție, capitan de poliție. Alături de mine este șeful secției management operațional, Vladimir Macoveni. Vreau să vă spun că după reformă, adică după data de 5 martie 2013, poliția vine cu o structură nouă. Și anume ceea ce vă ține pe dumneavoastră din comunități și schimbări au fost la dumneavoastră. Practic, cum ați avut șef de post în comunitate, șeful de post a rămas. Însă, structura era în felul următor. Erau șefii de post, era secția securitate publică și respectiv secția securitate publică se suborna inspectoratul poliției. Acum este introdus o verigă nouă, cum este sectorul. Fiecare sector întrunește în sine. Acolo este format după mai multe criterii. Localitatea, amplasarea și așa mai departe. După structura nouă, noi avem în Inspectoratul de Poliție a Linii Noi formate 3-5 sectoare de poliție. La moment, în satul Bulbaca, vis-a-vis de primărie, se construiește sectorul de poliție așa cum trebuie să fie după standarde. Împreună, asta să fie un sector mixt, unde se afle poliția, alături, tot între aceleași clădiri, se afle serviciul în situații excepționale, adică ceva după standard. Sperăm undeva în toamnă sau dăm în exploatare. Tot în aceste 5 sectoare au fost formate serviciul 902. Poate dumneavoastră ați observat, le-ați văzut, că noi am lucrat de două ori. Am intrat, primii am fost din tot Inspectoratul General, primii am intrat în reformă, adică am format aceste echipaje 902, care activau 24/24. Între acest echipaj intra un șef de post și un inspector a serviciului patrulul Santinel, care lucra 24/24. Pe parcursul fiecărui an, poliția manifestă și desfășoară mai multe operațiuni. Iată ca exemplu, acum de vară, acum ne aflăm în desfășoarea două operațiuni care se începe în luna mai, cu 1 mai și se finalizează la 31 august. Aceasta este operațiunea MAP. A fost publicat și în presa locală și permanent, dacă ați observat, sunt au fost amânate pliante către dumneavoastră cetățeni, au fost amenajate la panourile astea informative. Rezultatele, și am demarat operațiunea MAC, am demarat-o în două etape. Prima etapă, luna iunie, a fost de informare a cetățenilor să se conformeze, și adică unii crește câinică, MAC și așa mai departe, unii au cultivă, să fie distrus. Și a doua etapă, luna iulie și august, merge etapa persoanelor care nu au vrut să se conformeze și au cultivat mai departe și n-au distrus acestea, sunt documentate. Tot în această perioadă, de la 1 mai și până la 31 august, se desfășoară operațiunea Grija, în cadrul căreia sunt mai multe manifestări, cazurile de prevenire a necurilor. În deosebire, se mai mult se referă la minori, la copii, deoarece în perioada aceasta ei se află în timp de vacanță, unde majoritatea nu sunt supravegheați. Părinții lucrează, ambii, sau sunt plecați pe școtare, se află în tutela cărorva persoane terță, și nu sunt supravegheați așa. Când merg la școală, oricum, majoritatea timpului se află la școală, pe urmă la orele de pregătire. Un inspector al sectorului, sau chiar inspectorul de sat, are dreptul de a exista funcțiile poliției rutiere. Dacă da, numai pe teritoriul sectorului se extindă sau are dreptul și pe alt sector. Șeful de post, inspectorul de sector, să zicem așa, cum era pe timpuri, este în sectorul său, este un microministru. Adică, în comparație cu alte servicii, are foarte, foarte multe competențe. Foarte multe competențe. Începând de la asigurarea circulației rutiere, la ce v-ați referit dumneavoastră, și terminând cu
cu cazurile de cercetare a cele mai grave cazuri penale. Crime grave, de civile grave și așa mai departe. Un cetățean, de pildă satul Mirenoi, poate să depui o plângere direct la șeful sectorului Mireni, adică nu în sat, dar imi e convenabil mai aproape sau nu e relații bune cu șeful sectorului, nu tamara noastră, orice sat. Eu dumneavoastră vă explic ca să înțelegeți. Orice polițist, iată eu ca polițist sau dumnealui sau ca dumnealui ca polițist, adresându-vă la unul din polițiști, nu contează cine el, fie el începând de la sergent și terminând cu gradul de colonel și nu contează funcția, atunci când este sesizat de la o persoană, da, verbal, sau a primit o informație, dumnealui este obligat imediat, prin intermediul telefonului, să anunță unitatea de gardă.